Unde l-ați găsit? Aici era pus. Locuitorii din cartierul craiovean Valea Roșie vorbesc și acum despre întâmplarea trăită de ei sâmbătă, când au găsit o fetiță abandonată în scara blocului 46. S-a întâmplat dimineața în jurul orei 5, când toată lumea dormea. Cele două femei care au găsit bebelușul și au stat cu el până la sosirea poliției și a ambulanței sunt încă afectate de cele întâmplate. Ele sunt cele care au luat fetița de pe ciment, i-au masat degețelele învinețite și au încălzit-o la piept pentru a se opri din plâns. La ora 5 dimineața, fără un sfert, am auzit plângând. Și la 5 fără 10 nu se oprea din țipat, plângea. Și am coborât jos și am văzut prin geam că e un copil pescar. Era un scutec alb, cu căpuțul gol pe scară. Atunci am dat soțul telefon la poliție, am coborât jos și i-am luat căpuțul, am învelit-o și am luat-o în brață. Și a venit... Am mai plâns când a zis? N-am mai plâns. Deci plânsetele de copil am auzit în jurul orei 4 și un sfert, dar n-am dat prea multă importanță că alături de mine este un copil mic și știu că de obicei mai plânge. Mai tăcea, iarăși începeau, deci au început țipetele să se accentueze. Atunci am auzit-o pe vecina strigând de jos la soțul dumnei, Aurele, vezi că jos este un copil nou născut. Atunci am coborât și... Ce-ați făcut atunci? Am luat-o în brațe, deci vecinei i-am spus să o ia în brațe. Atunci am luat-o, am mângâiat-o, că era vânătă. Era vânătă. Nu știu dacă mi-a circulat sângele. Ați mai sunat să vă interesați de copil? Da, chiar ieri. Mi s-a spus că este la reanimare și momentan este bine. Polițiștii o caută acum pe mama bebelușului, care ar putea fi acuzată de rele tratamente aplicate copilului. Polițiștii craioveni au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către un bărbat de 67 de ani din Craiova cu privire la faptul că în scara blocului său, situat pe strada Henry Coandă, a găsit un nou născut. Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că aspectele sesizate prin 112 se confirmă, fiind identificat la fața locului o fetiță. Polițiștii au informat Direcția de Protecție a Copilului și totodată s-a solicitat sprijinul unei ambulanțe de la spitalul numărul 1, care a venit și a preluat nou născutul. În cauză, oamenii legii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de rele tratamente aplicate copilului și se continuă verificările pentru identificarea mamei. În primele 6 luni din 2014, în județul Dolj, nu au fost identificate alte situații în care nou-născuți vii să fie abandonați. Din păcate, au fost găsite însă cadavre de nou-născuți la ghiene de gunoi din Craiova.